Sprijinul financiar acordat Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost aprobat luni, în unanimitate, de cei 16 consilieri prezenți în ședința extraordinară a Consiliului Local Giurgiu, convocată pentru aprobarea ordinei de zi ce cuprindea 5 puncte. Avem o solicitare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Dânșii și-au făcut un calcul privind necesarul de combustibil pe timp de iarnă, necesarul de combustibil pentru situații de urgență, pentru faptul că se află la sfârșit de an, nu au primit sumele necesare pentru funcționarea în bune condiții și atunci am considerat să dăm curs solicitării dumnealor. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate de voturi, punctul 5 a fost aprobat. În debutul ședinței, primarul Nicolae Barbu a explicat consilierilor și de ce a fost nevoie de organizarea unei ședințe luni. Chiar și așa, însă, consilierii USL și cei ai PPDD au considerat că nu a existat suficient timp pentru a fi studiate materialele de la mapă și că mai trebuie lămurite anumite aspecte, astfel că două proiecte au fost amânate pentru ședința ordinară din această lună. A fost însă aprobat în unanimitate, cu o modificare legată de eliminarea celorlalte două hotărâri, un proiect de suplimentare a bugetului local de venituri și cheltuieli. Se aprobă suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2012 cu suma de 114.000 lei, conform vă rog să anexei 1 și a listei să consemnați în procesul verbal, conform anexei 2, a 2 cu investiții. Vă supun la vot proiectul de hotărâre în forma expusă de domnul secretar. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, unanimitate de voturi. Proiectul a trecut cu această modificare. Urmăriți ședința Consiliului Local de luni după jurnalul de știri Valahia TV.